seara! Bună seara! Aurelian, da, ce nu fac eu? Ce nu fac? Ești la costum, la 4 ace, cum te știu eu de obicei? Da, e un costum lejer, sunt fără cravată, deși cânt acea melodie în care spune clar că nu port cravată, nu niciodată. Eu port cravată, sunt multe ocazii în care am nevoie și de cravată. Ce să fac? Sunt la această gală absolut deloc atipică. În contrapartidă cu numele Atypic Beauty, o gală atât de frumoasă și cu atâta energie frumoasă, încât avem de învățat de la aproape fiecare om cu care ne întâlnim. Iar cei pe care am susținut ne-au dat dovadă încă o dată că fericirea stă în lucruri foarte mărunte, pe care de multe ori le uităm. Și chiar dacă unii suferă de o dizabilitate, asta nu înseamnă că viața lor s-a sfârșit. Dimpotrivă, poate sunt cu mult mai luptători decât mulți dintre noi. Sau care este prima lecție pe care o putem învăța de la acești oameni în scaun cu rotile care au fost în această seară? Prima lecție pe care o învățăm este să nu uităm că în fiecare secundă suntem atât de fragili că putem oricare dintre noi să trecem prin așa ceva. Sigur că nimeni nu-și dorește. A doua lecție, când ne trezim dimineața, să nu uităm, să ne uităm în sus și să mulțumim și să zâmbim pentru ceea ce suntem, pentru ceea ce avem în noi, pentru ceea ce putem oferi și, evident, pentru ceea ce primim de la viață. În seara aceasta este și Monica aici, soția ta, este și Dora. Sunt puține evenimente la care voi sunteți văzuți, da, împreună. Sunt puține evenimente pentru că nu reușim să ne corelăm programul. Monica nu pleca, așa. Nu ne corelăm programul pentru că avem atât... Bine v-am găsit! Avem atât spectacole împreună cât și separate și atunci alergăm. Ne întâlnim de multe ori seara, la final de zi, în pat și ne spunem câteva cuvinte înainte de a dormi, pentru că a doua zi e mai o altă zi. Mai dăm câteva mail-uri, mai facem câteva programe. Comunicate de presă. Spune-mi, sunteți doi oameni care activați oarecum sub aceeași pălărie, să spunem, artistică, dar cu domenii diferite, teatru și film și televiziune. Cum se împacă meseriile voastre? Vă cereți sfatul unul celuilalt? Au un numitor comun, scena. Se amestecă, pentru că Aurelian este și doar actor în piesele de teatru în care jucăm, este și doar cântăreț în concerte, este jurat la și cântă și jurizează toate momentele de toate felurile, deci cumva lucrurile se amestecă. Artiști complet, știi? Și faptul că suntem pe culoare diferite, că eu sunt cu cântatul, ea e cu actoria, ne-a ajutat foarte mult în acești 28 de ani de când suntem împreună. Pentru că ne-am susținut și ne-am ajutat atunci când a fost nevoie. Nimeni nu, niciunul dintre noi nu i-a spus celuilalt nu te băga pe culoarul meu, că tu nu știi pe partea de actorie sau tu nu știi cu cântatul. Nu, ne-am ascultat unul pe celălalt și aici s-a produs și progresul. Și se și vede și văd că și Dora vă calcă pe urme. Aproape la propriu. Pentru că pe Monica a depășit-o. Dora poartă 39,5 și Monica are 37. Deci nu că a încalcă mie pe urme acum. Da, îi place actoria mai mult decât muzica. Este la școala de actorie unde l-a cântat foarte frumos cu taică-su scenă la ultimul concert. Am cântat împreună. Este un caz oarecum izolat, pentru că momentan nu trage spre muzică. Dacă va trage, voi ști să deschid ușile acolo unde va avea nevoie, ca să se pregătească în primul rând, pentru că nu vreau niciun fel de succes numai datorită faptului că este fata cuiva sau al cuiva. Și doar pe munca ei. Dacă va dori, să cânte că are date de la Dumnezeu.